Am revenit în studio alături de doamna doctor, profesor Liliana Rămănuc. Mie îmi place să o numesc iubitor de copii, expert în educație, și aș vrea tare mult, doamna Rămănuc, să continuăm discuția legată de consecințele analfabetismului funcțional. Da, așadar am spus, persoanele aflate în această zonă sunt practic trimise către sărăcie, da? Și e vorba de tineri până la urmă, adică un copil cu vârsta de 15 ani care este în zona analfabetismului funcțional, dacă nu facem ceva pentru el, pentru copiii aceștia, atunci pe fruntea lor va scrie sărăcie. Apoi, economia țării, în care avem un număr mare de persoane aflate în zona analfabetismului funcțional, este serios afectată. Democrația țării respective, da? Și nu în ultimul rând, demnitatea persoanei. Și asta mi se pare un lucru extrem, extrem de, cum să vă spun, dureros și trist, pentru că copiii aceștia aflați în zona analfabetismului funcțional nu sunt copii care nu au capacitatea de a învăța. Ei au ratat niște etape din viața lor de elev și au ajuns în momentul acela în care atunci când citesc ceva nu mai înțeleg, pentru că au pierdut, au ratat niște etape, au, pur și simplu în parcursul lor educațional sau în parcursul lor școlar s-au întâmplat niște lucruri care de regulă nu țin de copil, țin de adulții din jurul lui. Și aici intervine familia, și dacă familia poate nu și-a făcut datoria față de copil, din vari motive, și știm, copiii din familii cu probleme sociale, economice, din zone dezavantajate, școala trebuie să fie acel spațiu care să ofere acelui copil șansa de a, cum să zic, recupera ceea ce a pierdut și de a putea merge mai departe. Cum se identifică momentul în care acel copil a pierdut? Pentru că de cele mai multe ori punem eticheta de analfabet funcțional lipind-o de eticheta de, iertați-mă, nu-l prea duce mintea. Da. Și atunci, pornind cu acest mindset, această gândire, chiar dacă acel copil poate are o inteligență mult peste medie, ceea ce îi se comunică din exterior îi va influența toată viața. Așa este. Dacă ți se spune de 100 de ori că nu poți face ceva, ajungi să crezi că ceea ce ți s-a spus reprezintă adevărul. Știți cum e? O minciună spusă de 100 de ori devine adevăr pentru persoana respectivă, dar și pentru cei din jur. Asta este o problemă cu care noi ne-am confruntat. Cât de repede putem identifica dacă un copil, un elev este în zona analfabetismului funcțional? Și pentru asta, și vă dați seama că nu am fost primii, am învățat foarte mult de la alții, pentru că aș mai spune un lucru. România nu este singura țară care se confruntă cu lucrul acesta. România este țara care are cel mai mare procent de copii aflați în zona analfabetismului funcțional. Dar și celelalte țări au trecut pe aici. Numai că încet, încet au rezolvat această problemă și noi, ca țară, ca sistem de educație, trebuie să abordăm această problemă foarte serios. Vorbim foarte mult despre copii și apreciez acest lucru, dar vă rog să-mi satisfaceți o curiozitate. A fost făcut în România vreun studiu pe analfabetismul funcțional al adulților? Nu. Există un sistem de testare similar testărilor PISA, se numește PIAC. Pentru prima dată România va face o evaluare a nivelului de alfabetizare funcțională, să mergem pe pozitiv, în partea aceasta pozitivă, anul viitor, în 2022. Ministerul Educației a plătit pentru această testare și vom avea o primă măsurătoare. E foarte important să știm. E foarte important. Vă întreb lucrul acesta pentru că binomul școală-casă este unul care e extrem de important și eu ca părinte uneori resimt presiunea poate a unor devieri a copilului puse pe seama, păi, nu se lucrează cu el acasă. Da. Și este o situație generalizată, da. Și aici ne aflăm în mediul urban, în familii cu venituri normale, și cumva se plasează responsabilitatea și în partea aceasta
pre și post școlar. Da. Aș spune două lucruri. Există o mare diferență între școlile din mediul urban și cele din mediul rural. O incredibil de mare diferență între rezultatele elevilor care învață în urban versus copiii care învață în rural. Și o să dau un exemplu și apoi voi spune al doilea lucru. La evaluarea națională de la finalul clasei a 8-a, 50% dintre copiii din mediul rural nu iau nota 5 la matematică. Prin comparație cu 20%, în jur de 20% în mediul urban. Deci este o diferență foarte mare. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun, mă bazez foarte mult pe studii și pe cercetare, pentru că și educația este o știință. Nu mai putem face după ureche, doar pentru că așa am experimentat eu, așa mi se pare mie, așa cred eu. Și din fericire și în România începe să se dezvolte domeniul acesta al cercetării în domeniul educației. Universitatea din București face niște progrese absolut incredibile și niște studii deosebite, la fel și Universitatea din Cluj. Vreau să spun în felul următor. În Australia și în lumea aceasta există multe centre de cercetare foarte puternice. O să mă refer la două. Cel din Australia, care este recunoscut în toată lumea, care echipa lui John Hattie, care a introdus în lumea educațională conceptul de învățare vizibilă. Dar, în esență, ce a făcut John Hattie de 25 de ani, este, deci vă dați seama, de 25 de ani, este să identifice care sunt factorii care influențează cel mai mult învățarea. Și a găsit peste 250 și ceva de factori, grupați în diferite categorii. O categorie ține de, și acum vă răspund la întrebare, ține de școală, o altă categorie de factori ține de familie, o alta ține de profesor, o alta ține de elev, o alta ține de calitatea predării, de resurse, toate sunt încadrate acolo. Toți factorii aceștia îi regăsim în aceste categorii, 9 sunt de toate. Ei bine, dintre toți factorii aceștia, factorii care au cea mai mare influență sunt profesorul și calitatea predării. Fără doar și poate că și familia contează, statutul social, resursele, educația, dar în final diferența este făcută în școală de către profesor și calitatea predării. Acesta este, dacă vreți, motivul pentru care ne-am focalizat foarte mult în cadrul asociației și nu numai noi, dar și alți profesori care au venit alături de noi, cu care noi lucrăm, pe a-i ajuta pe profesor să înțeleagă cât de importanți sunt în procesul acesta de învățare, pe de o parte. Pe de altă parte, în a ajuta pe director și pe profesor să înțeleagă că școala este despre învățare și despre transformare, pentru că învățarea conduce la transformare. Și când spun asta, nu mă refer doar la a acumula cât mai multe cunoștințe și cât mai multă informație, pentru că transformarea înseamnă, învățarea înseamnă și transformarea comportamentului, înseamnă și atitudine, înseamnă și abilități, înseamnă dezvoltarea unor competențe, înseamnă să înveți să trăiești împreună cu cei din jurul tău. Ori, dacă în școlile noastre, dacă în școala mea, dacă la ora mea nu are loc învățare, atunci timpul acela este o pierdere, este o ratare. Copilul, elevii, ratează ceva în timpul ăla. De ce există această reticență și faptul, observ la foarte mulți copii, uneori inclusiv la el meu, iar trebuie să merg mâine la școală. E trist să aud asta. E și mai trist faptul că cei mai mulți dintre copiii noștri urăsc matematica, de exemplu, și e foarte interesant. Până în clasa 5-a, în ciclul primar, dacă îi întreb pe copii, chiar să-l întrebați pe fiul dumneavoastră. Îi place că este bun la matematică. Ce-ți place mai mult? Cu eforturile matematica? De rigoare din partea familiei care susține această pasiune. Matematica sau limba română? Copiii spun matematica. Când au intrat în clasa 5-a, imediat după clasa 5-a, matematica devine atât de dificilă pentru ei, atât de provocatoare, încât pur și simplu ajung să urască matematica. Desigur, are legătură și cu faptul că saltul este incredibil de mare, nivelul de abstractizare este foarte mare începând de la clasa 5-a, dar ce spuneam la începutul emisiunii, nu e atât de mult despre ce
predau, cât mai ales despre cum predau. Da? Doamna Romanic, vă recunosc faptul că eu din clasa a treia resimt dificultăți atunci când mă uit pe problemele de matematică ale băiețelului meu. Nu vreau să treacă timpul fără să-mi vorbiți despre un proiect în care știu că depuneți inimă, timp și toate resursele pe care le aveți la dispoziție, da, pentru a transforma școala. Școala. Da. Proiectul se numește chiar Transformă școala. Și noi credem că este important să avem în fiecare școală comunități de învățare, comunități de practică și de învățare în rândul profesorilor. Pentru că, sigur că există o abordare de sus în jos, pe care o încercăm de 30 de ani și vedem unde suntem. Pentru că la testele, la ultima testare PISA, România s-a clasat din nefericire și a fost în 2018, rezultatele au fost publicate în decembrie 2019, chiar înainte de pandemie, România se afla penultimul loc, după noi era Moldova, cu 47% copii aflați în zona analfabetismului funcțional. 44, 46 și 47, limba română, în fine, lectură, citire, matematică și științe. Și noi credem că trebuie să lucrăm cu trebuie să se întâmple niște lucruri în școală și aceasta este a doua abordare. Hai, dacă de sus în jos nu a funcționat foarte bine, hai să încercăm de jos în sus. Să lucrăm la firul ierbii. Pentru că toate studiile mi arată că dacă ajungi să atingi masa critică, care înseamnă în jur de 14-15% din numărul de școli care sunt transformate, nici nu mai contează ce se întâmplă sus. Pentru că masa critică îți transformă sistemul. E complicat să facem lucrul ăsta, dar dacă nu începem, vom rămâne în același tip de lamentări și în aceeași situație cu care se pare că din nefericire ne-am obișnuit să fie așa. Eu nu vreau să mă obișnuiesc cu asta. Nu vreau să mă obișnuiesc cu ideea că elevii noștri sunt condamnați la sărăcie atunci când vor fi adulți. Pentru că da, poate că nu e vorba despre copiii noștri care s-au născut în niște familii care și-au permis, cum bine ați spus, să le ofere toate condițiile și să le ofere și să suplimenteze ceea ce școala nu a făcut. Poate, dacă nu a înțeles, l-am dus la un alt profesor, dar lucrul acesta nu se întâmplă pentru mai bine de 50% dintre copiii României care trăiesc în mediul rural. Dacă la asta mai adăugăm și faptul că 30% dintre copiii României, ne spun organizațiile care fac studii în sensul acesta, UNICEF-ul, Salvați Copiii, World Vision, 30% dintre copiii noștri se culcă flămânzi seara, e complicat. Deci abordarea trebuie să fie una integrată. Și zona educațională și zona aceasta socială. Dar revin. Credem că în școală trebuie să se întâmple niște lucruri. Și atunci încercăm să ducem în școli un program prin care profesorii să învețe împreună, să vorbească aceeași limbă, să contribuie în felul acesta. Practic este vorba despre o predare pentru înțelegere. Predau pentru a înțelege programul sau citesc pentru a învăța sau variante de genul acesta. Să lucrăm cu toți profesorii din școală, după care evident să facem o evaluare mai întâi a elevilor, să vedem unde sunt și această evaluare iarăși. Am spus adineauri că e important ca în fiecare școală să se transforme într-o comunitate de practică și de învățare. Într-o astfel de comunitate, nu ți este teamă atunci când se face o evaluare, pentru că scopul acelei evaluări nu este să-ți arate ce nu ai făcut, ci să identificăm care sunt nevoile pentru a interveni și a sprijini ca acolo lucrurile să se remedieze. După care urmează intervenția, care constă într-un program pentru profesori, în observarea lecțiilor și oferirea de sprijin profesorilor, dar și într-un program pentru managementul școlii, pentru că e transformă școala, da? Ce înseamnă transformă? O școală care devine o comunitate în care, așa cum am spus, se învață, toată lumea învață, după care, din nou, o evaluare a copiilor, să vedem
dacă s-a înregistrat progres, pentru că acesta este un alt aspect. Noi nu credem că e bine ca să le cerem profesorilor noștri să-i ducă pe toți copiii la nota 10, pentru că e imposibil. Nivelurile lor sunt diferite, condițiile, capacitățile lor. Ce este important este ca eu ca profesor să-mi cunosc foarte bine clasa, să-mi cunosc elevii și să încerc să facilitez experiența de învățare care să-i conducă pe copii către progres. Dacă un copil l-am luat de la nota 5 și la finalul anului școlar ajunge la nota 5-50, la nota 6, deja este un progres. 20%, e grozav. Asta ziceam. Am avut astăzi discuție cu cineva, o întâlnire cu cineva care m-a rugat să lucrez cu o școală tocmai pentru că mi-a spus 10% au luat evaluarea națională și am spus, ok, bun, dacă începem să lucrăm cu școala respectivă, să nu vă imaginați că după un an de intervenție rezultatele vor fi de nerecunoscut, da? Dar dacă se realizează progres, dacă de la 10% ajungem la 15% elevi, poate 20% elevi care vor lua evaluarea națională, imaginați-vă că într-o perioadă de 4 ani, acolo se întâmplă niște lucruri. Diagnosticul este extrem de important. Două chestiuni, pentru că mai avem doar 4 minute. Observație personală legată de faptul că există părinți care își permit suplimentare din punct de vedere educațional pentru copiii lor, dar a la lung nu poți să fii bogat într-o țară săracă. Iar o țară nu va fi bogată niciodată cu un procent atât de mare de copii aflați și de tineri și de persoane aflate în zona analfabetismului funcțional. Și pentru că îmi doresc foarte mult ca emisiunea să nu fie o simplă constatare și o discuție foarte interesantă, mi-aș dori să avem și un call to action, să vorbim cu persoanele, companiile care vor să se implice, să le spunem cum pot face acest lucru, pentru că vă recunosc că pe mine m-a sedus proiectul Transforma Școala. Da, mulțumesc foarte mult! Eu cred că și ăsta este un alt element pe care raportul la care am făcut referire al grupului la nivel înalt de experți l-a menționat, și anume că abordarea acestei probleme a alfabetizării funcționale, a predării pentru înțelegerea transformării educației nu este un efort, nu este un demers pe care îl poate face doar sistemul de educație, este nevoie de implicarea și a celorlalte sisteme și a societății civile și a mediului de afaceri, și din punctul acesta de vedere trebuie să recunosc că am văzut în București și în alte zone ale țării o implicare incredibil de mare a mediului de afaceri în zona educațională. Pentru că oamenii aceștia au înțeles că ei își pot duce copiii în afară să învețe, să studieze, dar dacă vor să-și continue afacerile în România, au nevoie de resursă umană alfabetizată funcțional. Așadar, invitația mea ar fi către toți cei care vor să susțină o școală să facem lucrul acesta, să pilotăm programul și să arătăm că se poate, pentru că noi am mai făcut lucrul acesta și am văzut progrese. Vom aduce experți din afară care să ne facă măsurătorile cât se poate de obiectiv, și cred că este ceva ce ar putea să plece de la nivelul acesta al Moldovei, pentru că regiunea de nord-est e o regiune recunoscută, din păcate, din cauza sărăciei extreme, da? Dar și a procentului mare de copii care părăsesc timpuriu școala, tineri care părăsesc timpuriu școala. Să poate fi, așadar, începutul unei mișcări de transformare a școlilor, da? Și o șansă pentru copiii noștri de a trăi decent când ajung adulți. Doamna Romaniuc, vă mulțumesc din suflet pentru prezența în studio. Aveți în modul public susținerea mea pentru proiect. Cu orice aș putea să vă ajut, vreau să fiu acolo, pentru că realmente cred, și toți cei de la Teleim credem, că educația este singura manieră prin care putem să schimbăm pe termen lung lucrurile în bine. O să mai spun ceva. Studiile ne arată că atunci când avem intervenții consistente, după 6 luni începem să observăm primele semne de îmbunătățire, după un an deja sunt semne, după 3 sau 4 ani școala respectivă și comunitatea respectivă poate merge pe drumul ei.
Domnul și domnilor, vă mulțumesc că ați fost în această seară alături de noi și să nu uităm că educația este un lucru neprețuit, nu putem să-i punem o etichetă de preț, dar putem să o susținem și să nu uităm că ea ne privește cu ochi larg deschiși să vadă ce facem pentru ea. O seară frumoasă vă urez!